TV. Trăiește viitorul! În câteva momente la Business la Superlativ. Vine primăvara, femeile doresc să-și etaleze punctele forte și vor să devină din ce în ce mai frumoase. Este ora 19. Bună seara, bun găsit! Urmăriți Business la Superlativ, emisiunea care redă profilul unor antreprenori de top și prezintă agenda celor mai importante evenimente din mediul de afaceri. În această seară vom discuta despre o industrie al cărei consum se apropie de 100 de milioane de euro. Alături de mine va fi Andreea Băloi, manager general Med Beauty Clinic. Până atunci, urmărim agenda de business. În această seară, la Hotel Intercontinental a avut loc gala Forbes dedicată clădirilor de birouri. Vorbim despre un eveniment în care au fost premiați cei mai importanți actori din piață: dezvoltatori, investitori, proprietari, bănci și companii chiriașe. În perioada 1-3 martie, la Palatul Parlamentului, va avea loc ediția de primăvară a Salonului Imobiliar București. Vorbim despre un târg desfășurat de două ori pe an, în care zeci de expozanți își prezintă ofertele imobiliare. La ediția anterioară au participat peste 35.000 de vizitatori. Pe 28 martie, în cadrul hotelului Marriott din capitală, va avea loc PR Forum 2019. Vorbim despre cea mai mare conferință de comunicare și relații publice din România. Ediția cu numărul 13 se va axa pe conferințe și seminarii aplicate despre creativitate în PR și comunicare online. În minutul de economie vorbim despre fonduri de investiții. Un fond de investiții reprezintă averea acumulată a mai multor investitori. Sumele de bani acumulate se utilizează pentru a achiziționa instrumente financiare în portofoliu, astfel încât fiecare investitor să dețină o parte din portofoliul fondului, parte pe care este liber să o vândă oricând dorește. Sumele atrase sunt investite conform politicii de investiții stabilită în documentul fondului, prospectul de emisiune, așa încât investitorii știu unde vor fi investiți banii lor. În această seară, la Business la Superlativ, vorbim despre industria frumuseții, o industrie al cărei consum ajunge la 100 de milioane de euro în România. Conform studiilor, România este în topul țărilor în care se fac cele mai multe operații estetice. Numai anul trecut, în lume s-au efectuat aproape 15 milioane de operații estetice, în medie cu 5% mai mult decât în anul precedent. Româncele apelează la intervențiile estetice de la 25 de ani, bărbații după vârsta de 35 de ani. Doamnele sunt interesate de față, gât și mâini, în timp ce domnii își doresc estetizarea corporală, abdomen și chelie. Piața de acid hialuronic pentru umplere și hidratare este de 7,5 milioane de euro, pentru ridurile de expresie din etajul superior al feței de aproximativ 5 milioane de euro. Dacă până acum fața era elementul central pe care se concentrau produsele cosmetice, interesul s-a extins la gât, decolteu, brațe și mâini. Spre deosebire de tratarea punctuală și singulară a anumitor elemente faciale, cum ar fi cearcănele sau buzele, acum chipul este tratat ca un tot unitar. Medicul evaluează zonele care necesită atenție și apoi aplică procedurile în așa fel încât să obțină un rezultat simetric, armonios și în echilibru cu toate trăsăturile. Tot ca o noutate, dar și ca revenire la normalitate, poate cea mai importantă tendință a lui 2019 va fi estetica medicală naturală. Păstrarea frumuseții naturale, întreținerea și îngrijirea frumuseții cu care fiecare dintre noi a fost înzestrat. În această seară vorbim cu unul dintre jucătorii din industrie. Alături de noi este Andreea Băloi, e manager general al Med Beauty Clinic. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Frumusețea de la A la Z trece până la urmă prin mâinile unui chirurg, estetician sau dermatolog. Sau dermatolog. Nu neapărat invaziv, deci nu neapărat cu bisturiul. Nu neapărat cu bisturiul, nu, niciun caz. Când e momentul să apelăm la un expert, dacă vrei tu, la dermatolog sau la estetician? Atunci când avem nevoie. Atunci când avem nevoie. Atunci când avem nevoie, bine. Și nevoia asta este a noastră, este o nevoie personală, este până la urmă nu neapărat un reproș, poate o remarcă a prietenilor, a familiei, când ne dăm seama exact că trebuie să tratăm un complex. Ne dăm seama atunci când nu suntem plin de încredere. Nu suntem plin de încredere. Da. Ne lipsește ceva. Ne lipsește nu știm ceva. Exact ce. Nu știm exact ce și apelăm la varianta cea mai bună. Mergem la un specialist care ne poate ajuta. Care ne poate ajuta. Care este primul pas? Vorbim așadar despre un consult în momentul în care venim la o astfel de clinică. Când venim la o astfel de clinică, bineînțeles, mai întâi
facem o consultație, iar după alegem. Împreună cu specialistul. Împreună cu specialistul. Ce avem nevoie, uh-huh, exact. Med Beauty Clinic. Ce înseamnă asta? Medicină, frumusețe, o clinică non-invazivă? Non-invazivă, bineînțeles. Frumusețe, tinerețe, pentru că vorbim despre rejuvenare în primul și în primul rând. Când spunem frumusețe și medicină, ne gândim doar la lucruri non-invazive. Nu ne gândim și la chirurgie, bineînțeles. Uh-huh. În România așa e o explozie pe această industrie și probabil că acest consum este totalizat atât pentru clinicile non-invazive cât și cele invazive. Da. Iau naștere de la o lună la alta, poate de la un an la altul. Care să fie explicația? Femeile vor să arate din ce în ce mai bine. Cred că femeia este la putere în ultimul deceniu. Deci femeile vor să arate mai bine și până la urmă pentru asta plătesc. Sunt prețuri mari pe care le plătesc pentru a arăta bine? Destul de modice, destul de normale. Dar acum depinde ce își doresc femeile. Dacă vor calitate superioară, bineînțeles, se pot plăti anumite sume destul de... Ceva mai mari. Da. Uh-huh. Da. Clinica voastră, da? Deci până la urmă afacerea voastră, a luat naștere în 2014. Da. Din ce nevoie? Unde era piața în acel moment și cum apare ea? Cei doi investitori care au vrut să facă femeile mai frumoase, ca să spun așa, din cauza faptului că ei erau distribuitori ai protezelor mamare, ei așa au început. O istorie foarte frumoasă a celor doi. Din prisma faptului, cunoscând foarte mulți doctori și foarte multe paciente cu dorința de a deveni mai frumoase în fiecare zi, au spus, de ce nu? Să facem și au investit, au investit în această clinică. Cu aceste proceduri non-invazive. Da, ce distribuiau înainte de asta? Aparatură medicală? Și încă distribuim aparatură medicală, proteze mamare, consumabile și multe alte produse. Ok, și-a luat naștere această clinică. Câți oameni sunt în acest moment la clinică? Câți oameni lucrează? În acest moment la clinică, în jur de 3 doctori, dermatologi și o asistentă în prezent. Med Beauty Clinic, este și site-ul, mă uit acum, există așa, proceduri de față, proceduri de corp. Restylane, ce este asta? Restylane este numele unui produs cel mai bun, produs din Suedia este proveniența acestui produs. Restylane este cel mai calitativ acid hialuronic, pe lângă multe altele. Este de o calitate superioară. Da. Acidul hialuronic este cel mai utilizat produs injectabil în acest moment pe piață? Da, este. Din punctul meu de vedere, este cel mai utilizat produs. Da. Dar mai există și botoxul. Sau toxina botulinică. Exact. Da. Și unde se injectează acidul? Depinde de dorința fiecărei paciente, fiecare femeie care își dorește frumusețe sau să scape de anumite imperfecțiuni. Deci vorbim așadar despre tratarea ridurilor, întindere. Întindere, rejuvenare, tratarea ridurilor, mărire, buze, bineînțeles. Cu ce anume? Cu acid? Cu acid hialuronic. Adică toate procedurile din clinica voastră sunt efectuate cu ajutorul unor aparate. Exact, da, cu ajutorul unor aparate. Fără un aparat specializat nu putem obține efectul dorit. Adică, de exemplu, dacă ne raportăm la epilarea definitivă. Bun. Cum este la voi față de cum este la alte clinici de profil în București și România? La noi este ceva diferit, fiindcă noi avem cel mai bun laser din lume, nominalizat la Aesthetic Awards în 2018, premiul întâi de altfel. Acest laser este, nu am cuvinte, miraculos, ca să spun așa, face minuni. Acest laser se poate folosi în mai multe cazuri. De exemplu, rejuvenare. Poți să-ți rejuvenezi orice parte a corpului.
Adică întinerire. Asta trebuie să înțelegem prin re-ntinerire. Rejuvenare. Re-ntinerire, exact. Uh-huh. Sau întinerire. Leziuni vasculare. Uh-huh. Varicele. Cicatrici. Vergeturile. Vergeturile. Putem scăpa de ele pentru că e o mare problemă. Toată lumea spune că de fapt nu prea. Acum depinde și cât de serios ești ca om. Uh-huh. Și cât de mult îți dorești aceste lucruri. Fiindcă poți apela, bineînțeles, la laser pentru a scăpa de vergeturi. Uh-huh. Sau poți alege varianta părțile injectabile. Adică sunt mai multe proceduri pentru a scăpa de ele. Bun, și dacă alegem versiunea cu injecții, ce produse se pot injecta pentru a scăpa de anumite cocktailuri, anumite vitamine cu aminoacizuri, nu pot să le spun numele, că nu avem voie în primul și în primul rând, care se pot injecta în structura pielii. Exact. Uh-huh. Ei, începem pe rând. Procedura de față, la zona de facial, ce este cea mai, nu știu, cea mai dorită procedură? De ce vin femeile la voi? Hei, cea mai dorită procedură? Nu știu. Pe timp de iarnă, toamnă, iarnă, și că ne apropiem aproape de primăvară, toate femeile doresc să-și facă un peeling superficial, de exemplu. După acest peeling urmează, nu știu, o injectare cu acid hialuronic. Să-și estompeze puțin un rid, o mărire de buze, micile imperfecțiuni. Apelează în mod deosebit femeile cu vârsta a treia, către a patra. Bun. Da. Aici și vreau să ajung, pentru că tot vorbim de reîntinerire, da? Deci aducem din nou tinerețea la suprafață, la voi în clinică. Când e momentul să apelăm la aceste proceduri? Oricând. 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 Dar e recomandat la 20 de ani? Suntem bătrâne la 20 la de ani? La 20 de ani depinde. Domnișoarele în ziua de astăzi apelează. Apelează. E greșit? Din punctul meu de vedere, da. Pentru că o femeie ar trebui să facă aceste proceduri după 30 după de 30 ani. După și 30 dacă de ani. Și dacă tenul chiar are nevoie, pentru că există și femei și la 35 de ani care au un ten foarte tânăr. Exact. Uh-huh. Doar dacă au nevoie. Doar dacă au nevoie. Ei, și atunci mergem către publicul care chiar are nevoie și vorbim așa despre reîntinerire, injectarea acid hialuronic. Ce este totuși lipoliza, tratamentul pentru bărbie dublă? Adică scăpăm de gușă pe românește? Scăpăm de gușă, da. Este un produs injectabil care pur și simplu topește grăsimea. Uh-huh. Și scăpăm de gușa dublă. Din câte ședințe? Poate chiar din prima. Din prima? Da. Uh-huh. Depinde acum de fiecare... Stratul de grăsime pe care l-are fiecare. Exact. Este dureroasă? Nu este dureroasă. Mergem mai departe, către zona de corp. Da. Epilarea definitivă, Andreea, este chiar definitivă? Este chiar definitivă. Din a câta ședință? Epilarea definitivă, minim, spun minim, trei ședințe. Trei ședințe. Indiferent de zonă. Uh-huh. Putem utiliza acest laser pe oricare părticică a corpului. Ce înseamnă programul tău de lucru în fiecare zi? Ei, programul meu de lucru depinde acum de la o zi la alta. Ești în fiecare zi la clinică? Sunt în fiecare zi. Uh-huh. Avem un program foarte încărcat ca să putem da randament, bineînțeles, de la A la Z. Tot ce ține de consumabile, tot ce ține de partea de marketing, tot ce ține de partea de business. De asta te ocupi tu? Da. Uh-huh. În fiecare zi? Fiecare zi. Cum au venit clienții către voi de-a lungul timpului și cum i-ați fidelizat? Nu știu care este cea mai bună parte a publicității, marketingul. Dacă intrăm în discuție despre marketing, cred că cel mai bun marketing și cea mai bună publicitate se face omul. Omul. Din gură în gură. Din gură în gură. Uh-huh. Da. Este modalitatea clasică. Cea mai bună. Ok. Vorbim despre femei în mare parte, 80% ca și public țintă pentru voi? Public țintă, da. 80% pentru femei, dar și o părticică pentru bărbați. Pentru bărbați. Sigur. Ei unde intră mai mult? La epilarea definitivă? Și la epilarea definitivă și la partea de beauty, pe partea de injectabile. De ce injectabile. Nu? Da. Uh-huh.
Și mai avem pentru bărbați, secția bărbați, remodelare corporală. Apelează. Apelează. Dar nu s-ar duce mai bine la sala de sport ei? Depinde. Sunt mai comozi. Sunt mai comozi. Uh-huh. Și ce anume? Ce proceduri își fac? De exemplu, avem criolipoliza. Avem un aparat foarte, foarte tare pentru fășenia din noi, ca să spun așa. Și dispare grăsimea. Și dispare, da. Uh-huh. Este o procedură care efectiv îți îngheață grăsime. Uh-huh. Și este una dintre procedurile la care îi apelez. Bărbații, da. Uh-huh. Chiar da, pot spune, da. După ce vârstă vin la voi la clinică? După 30. După 30 de ani. După 30 deci e un prag, un prag critic. Cam da. Atunci mergem să ne căutăm sănătatea și de fapt să ne găsim tinereța, să o regăsim cumva. 30, uh-huh. 30 plus, da. Uh-huh. Ești pasionată de marketing și vânzări? Da. Da. Înainte de MedBeauty Clinic, ce a fost în viața ta? Tot în domeniul vânzărilor. Tot în domeniul vânzărilor. Uh-huh. Ce te pasionează pe tine la ceea ce faci la clinică cel mai mult? Ei, nu știu, eu sunt îndrăgostită de acest laser pentru epilare definitivă. Uh-huh. M-am focusat pe el foarte mult în ultima perioadă. Sunt pasionată, efectiv, de cum lucrează el. Uh-huh. Dar, în mod special, sunt pasionată de toată clinica. De toată clinica. Da, de oamenii pe care i-am în clinică, de tot ce ține de MedBeauty Clinic. Unde este situată MedBeauty Clinic? Este situată în buricul Bucureștiului, în centrul Bucureștiului, unde pot avea acces majoritatea, adică nu este foarte greu de ajuns la noi. Uh-huh. Este o zonă centrală, dar înțeleg așadar că la nivelul planurilor de viitor vă doriți să vă extindeți. Da, ne dorim să ne extindem, mai vrem să mai să facem încă o clinică. Unde anume? În zona Tunari. Simțiți nevoia? Da, simțim nevoia. De ce? Înțeleg așadar că, nu știu, medicii nu mai fac față în acest moment pentru paciente? Eu sau? Cred că piața și acest domeniu este pentru toată lumea. Dar nu e ultra saturată, cum spuneam? Parcă în fiecare an sau în fiecare lună apar tot mai multe clinici de gen. Noi le putem oferi toate condițiile tuturor medicilor. De ce nu? Care este cea mai mare provocare pe care o traversezi în business? Cred că cea mai mare provocare pentru noi, pentru MedBeauty Clinic sau pentru mine, în mod evident, îmi doresc cât mai multă pasiune pentru această aparatură pe care noi o deținem și vrem să o exploatăm și să îi facem pe doctor să înțeleagă că este loc chiar pentru toată lumea. Este loc pentru toată lumea. Da. Deci, cum priviți concurența? Pentru că există și pe zona non-invazivă în București clinici de profil. N-aș putea să o critic, să o judec sau să o mă gândesc la ea. Nu, este loc chiar pentru toată, pentru toată lumea. Bineînțeles. Credeți că, nu știu, clienții voștri nu merg în altă parte și așa mai departe. Deci fiecare și-a creat un val. Fiecare își alege unde se simte cel mai bine. Vorbeam despre marketing și despre promovare și îmi spuneai că ești pasionată de această direcție, dar mai mult decât atât, pe PR lucrez cu cineva în acest moment. Da, lucrez cu doi oameni minunați, Denis Radu și Monica Munteanu. Ei sunt o echipă senzațională, doi oameni superbi, frumoși și în adevăratul sens al cuvântului. Le mulțumesc din toată inima mea. Bun, la ce crezi tu, unde crezi tu că va ajunge industria în care tu activezi peste 5 ani? Cred că se va dezvolta foarte tare și cred că toți medicii din România și din toată lumea vor fi deschiși către alte orizonturi. Uh-huh. Părerea mea, nu știu, acum... Asta consider tu. Da, adică... Cred că va ajunge undeva foarte frumos. Vom fi cu toții frumoși la un moment dat, fără imperfecțiuni. Fără imperfecțiuni. Deci crezi că oamenii nu sunt greu de convins, chiar și acele, eu știu, tipare rigide care spun eu nu mi-aș face în viața mea o injecție cu sau și așa mai departe. Depinde acum, dacă au un exemplu de urmat, cu siguranță vor apela. Vor apela. Cu siguranță. Când vezi pe cineva cunoscut cum arăta înainte și cum arată post, eu știu, intervenții? Rămâi puțin uimit. Îți dorești.
Bineînțeles. Bun, Andreea, suntem la o emisiune de business, dar împreună cu telespectatorii îți propun să urmărim recomandarea săptămânii, care vine de la antreprenorul Cristian Onețiu. Urmărim sfaturile sale în materie de business și ne întoarcem. Am auzit foarte mult despre dropshipping, am experimentat foarte mult, toți am încercat să înțelegem ce se întâmplă. Și într-adevăr, sună bine, pare simplă, dar nu e simplă afacerea în dropshipping. Cei care câștigă cel mai mult din aceasta, din păcate, nu sunt comercianți. Am văzut un studiu foarte mișto, ci Amazon, Shopify, Alibaba și ceilalți. Ăștia sunt primii cei care câștigă cel mai mult, pentru că toată lumea aduce produse, inovații acolo. Marja cea mai mare și câștigul cel mai mare îl au ei, pentru că au acumulat toate aceste produse și câștigul fiecărui produs. Iar pe locul 2 după aceste platforme, la nivel procentual, câștigul cel mai mare nu este din nou al celor care sunt furnizori sau cei care pornesc afacerea, ci a celor care sunt în zona educațională pentru acești mini-antreprenori care pornesc afacerea. De-abia pe locul 3 sunt furnizorii sau micii antreprenori care au aceste produse. Și să nu uităm, poate pe locul 4 sau pe locul 3, din nou, furnizorii lor de transport, depozitare, împachetare, livrare, întocmire, documentație, înregistrare branduri. E o adevărată industrie care s-a creat în jurul acestor mari companii și mari platforme de dropshipping. Acum să ne întoarcem. Sună bine, așa cum am spus, dar cei care încep neștiind că este o afacere ca oricare alta, nu știu câteva lucruri importante, și anume că ai nevoie de un produs diferențiat. Nu poți pur și simplu să te duci pe Alibaba și să iei un produs de acolo, să-i pui un alt brand și să-l pui pe Amazon, pentru că am mai făcut încă 100 treaba asta. Trebuie să fie ceva diferențiat. 2. Trebuie să ai un preț competitiv, adică trebuie să iei multe, trebuie să ai niște achiziții serioase și să fii foarte eficient la nivel de supply chain. Numărul 3. Trebuie să iei în calcul că ai nevoie de un buget de promovare, nu poți să te aștepți pur și simplu să-l pui acolo și oamenii să-l găsească. Sunt milioane de produse. Numărul 4. Să înțeleagă că e nevoie de strângere de recenzii și astăzi este tot mai greu, pentru că regulile s-au schimbat în aceste platforme, recenziile nu se mai pot obține pur și simplu pentru niște premii și va trebui să lucrezi, să ai chiar clienți reali. Deci intri cu un handicap deja. Al cincilea punct important, trebuie să te ocupi de branding. Nu poți pur și simplu să pui un nume din ăsta care nu are niciun fel de conotație, să ai un packaging aiurea și să comunici într-un mod în care să nu atragă. Adică brandingul este extrem de important, pentru că înainte de prima cumpărătură, asta e ceea ce oamenii simt și văd. Numărul 6, trebuie să înțelegi că e vorba de servicii conexe până la livrare, pentru ca produsul tău să ajungă până acolo și trebuie să le iei în calcul pe toate aceste lucruri. Numărul 7, ai nevoie de experți, de consultanți, orice ai face. Ai nevoie de experți la nivel de packaging, la nivel de branding, la nivel de copywriting. Pe fiecare zonă ai nevoie de experți sau consultanți și asta înseamnă costuri. Și bineînțeles să ai o echipă care să susține dezvoltarea, pentru că să nu-ți imaginezi că tu ești singur acolo și ai pus un produs minune care începe să meargă la nivel de zeci de mii de bucăți, toată lumea începe să cumpere, să viralizeze și să fie... Nu prea se întâmplă treaba asta. Afacerile în sistem dropshipping sunt la fel ca și afacerile tradiționale, tocmai pentru că, ți-am spus, toate lucrurile de mai sus sunt la fel. În plus, cei care se apucă astăzi de dropshipping nu știu câteva lucruri. Nu știu că cei deja care sunt acolo pe platformă au avantaje, au recenzii, au ranking organic, au relevanță, au clienți. Se poate întâmpla să bagi bani în stoc și să trebuiască să destochezi în pierdere, pentru că la un moment dat, dacă produsul nu merge, va trebui să dai mult în preț. Că documentația și procesul de aprobare sau reaprobare pe platforme poate dura luni de zile uneori și parcă vorbești cu niște pereți uneori. În plus, oamenii ignoră sau, hai să spun, nu conștientizează costurile și iată cele mai importante 7 costuri. 1. De învățare, 2. De pregătire, 3. De lansare, 4. De susținerea stocului, 5. De promovare, 6. De absorbția pierderilor operaționale și 7. De dezvoltare. Părerea mea este că ai nevoie de între 40 și 60 de mii de euro pentru lansarea până la 3 produse. Ca să nu zici că nu ai încercat. Dacă nu ai nici această sumă aferentă tuturor celor 7 etape, ar fi bine să vorbești cu finanțatorii tăi, să le arăți planul de returnare și investiție și apoi de redevențe, pentru că în această afacere ai nevoie de bani. Dacă îi ai tu, convinge investitorul din tine că merită pe baza acelor rapoarte. În concluzie, e o afacere bună sau nu dropshipping-ul? Părerea mea e că e bună. Dacă ai bani de investit, ca în orice afacere, minim 12 produse din care să livreze rezultate 3 sau 4. Ai nevoie de o echipă de 3-4 oameni, marketing, ambalare, packaging, promovare, mentenanță, sistem, analize. Trebuie să promovezi intensiv pentru achiziționarea de clienți noi, intensiv, și trebuie să faci o comandă serioasă la furnizor pentru a avea un cost de achiziție redus. Platformele își promovează oportunitatea lor. Cei ce vând programele de educare își vând produsul lor. Tu ori ești antreprenor educat și câștigi, ori ești consumator de oportunități și pierzi. Ține bine minte treaba asta.
Fără 100.000 de euro, dacă te bagi, te bagi doar să încerci, părerea mea. Peste 300.000 de euro investiție inițială, plus cunoaștere, știință, plus produsele potrivite, astea sunt șansele rezonabile de reușite din ceea ce am văzut eu la cei care într-adevăr fac bani în această zonă. E de viitor dropshipping-ul? E clar, e clar, foarte de viitor. Dar trebuie să ai 10 produse care să-ți meargă pe 3, 5, 7 platforme internaționale. De-abia atunci reușești să faci o afacere de 2-3 milioane de euro. Deci gândește-te că asta e un prag și trebuie să fii pe toate aceste platforme. Odată ce mergi aici, poți extinde distribuția în mai multe alte canale. Poți după aceea să mergi în distribuție, în magazine, în teleshopping, în online, dropmail și așa mai departe. Și asta, într-adevăr, împreună poți genera o afacere de 10 milioane. Dropshipping-ul e o afacere sau un canal bun în care poți să testezi produsele astea pentru că sunt direct în apropierea consumatorului, foarte aproape. Recomandările mele finale: asigură bugetul de start într-un mod foarte serios. Începe cu cei mari, dar și în platforme noi, pentru ca tu să crești și să devii mare odată cu ei. Și 3, încearcă să devii generator de inovație, nu reambalator din China sub alt brand. Și ultimul sfat, poate îți prinde bine, dacă tot ai 300.000 de euro să joci mare, gândește-te oare nu ai putea tu să devii o platformă de dropshipping? La nivel regional sau european sau măcar la nivel de România, potențialul ar fi cu totul altul. Vrei să lucrezi pentru domnul Bezos sau vrei să-l concurezi? Asta tu decizi. Sper ca după acest episod să iei o decizie educată și să devii bogat în dropshipping. Succes! Am revenit și vorbim în continuare despre industria frumuseții. Este o industrie nouă, o industrie completă și complexă, care își face simțită din ce în ce mai bine prezența în România. De la an la an evoluează, de la an la an aparatura este și mai nouă și mai inovatoare, dar și femeile mai doritoare până la urmă de astfel de proceduri. De ce crezi tu, uite că ne apropiem de luna martie, că luna martie este un boom pentru voi? Luna martie... pentru noi, cred că pentru toată lumea. Este o lună a renașterii, din punctul meu de vedere. Toată lumea renaște, inclusiv natura. Dacă stăm să ne gândim, e o etapă nouă. Este o etapă nouă. Vine primăvara, femeile doresc să-și etaleze punctele forte și vor să devină din ce în ce mai frumoase. Din ce în ce mai frumoase. Din ce în ce și ce fac? Care sunt procedurile? Sau merg și pe zona de față și pe zona de corp? La ce apelează întâi de toate? Întâi de toate, cred că femeile apelează în primul și în primul rând la față? La față. Frumusețea se învață sau se moștenește? E, bună întrebare. Cred că se și învață, se și moștenește. Acum depinde de norocul fiecăruia dintre noi. Mă refer, adică o ai femeilor. Dacă o menții, dacă știi să ai grijă de ea sau pur și simplu dacă ai o genă bună, nu dacă trebuie ai să o genă faci prea bună, mare nu trebuie să faci prea multe lucruri pentru tine, din punctul meu de vedere. Dacă ai o genă bună. Dacă ai o genă bună. Dacă ai o genă bună. Dacă nu ai? Dacă nu ai, apelezi la expert. Apelezi la expert. De ce nu avem răbdare atunci când vine vorba de frumusețe sau de slăbire? De ce nu? De și ce vrem nu avem efecte răbdare? Imediat. Vrem efecte imediate. Bun. Cred că așa ne naștem. Nu mai suntem sau nu mai sau o dobândim în timp treaba asta cu răbdarea. Sau nu mai avem răbdare. După cum bine observăm, timpul nu mai este ce a fost. Se scurge mult mai repede. Se scurge mult mai repede și ne dorim să facem cât mai multe lucruri pentru noi, însă nu avem timp, din păcate. Da. Și atunci apelăm mai repede la procedurile cele mai rapide. Cele mai rapide. Cele mai rapide. Vorbeam puțin mai devreme despre promovarea afacerii voastre și spuneai că aveți o strategie de marketing și de promovare bine pusă la punct. Dar vreau să te întreb dacă nu cumva aceste rețele de socializare, precum Facebook și Instagram, vă ajută foarte mult și pentru prezentarea companiei și pentru conștientizare și, până la urmă, și către zona de clienți. Da, în ultima perioadă, rețelele de socializare chiar ne ajută. Care sunt planurile voastre de viitor? Planurile noastre de viitor să ne dezvoltăm clinica. Vrem să facem, nu știu, o clinică strict pentru lasere. Pentru lasere. Da, și vrem să adunăm cât mai mulți medici dermatologi care să profeseze în acest domeniu. Andreea, vorbim despre școlile medicilor, dar împreună cu telespectatorii vreau să urmărim cartea de business a săptămânii și ne întoarcem. În acest videoclip vorbim despre 4 idei importante despre investiții din cartea Investitorul Inteligent de Benjamin Graham. Graham a început să predea ca profesor la Universitatea Columbia din Washington în 1928, devenind ulterior profesorul lui Warren Buffett.
Pentru cei care nu știu, Warren Buffett este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, având o avere estimată în prezent la peste 75 de miliarde de dolari. Acesta recunoaște că în cea mai mare parte tot ce a învățat despre investiții se bazează pe informațiile pe care Graham i le-a dăruit ca profesor, prieten și autor. În plus, Buffett susține că Investitorul inteligent de Benjamin Graham este de departe cea mai bună carte despre investiții scrisă vreodată. Deci haideți să vedem care sunt patru dintre cele mai importante idei prezentate de Graham în Investitorul inteligent. E bine, cartea începe discutând o idee extrem de importantă și anume diferența dintre un investitor și un speculant. Graham susține că investitorul promovează siguranța banilor investiți și caută un câștig adecvat. În schimb, speculantul nu este interesat de aceste două aspecte, cumpărând lucruri precum acțiuni, bazându-se pe sentimentul și pe gândul, de multe ori nefondat, că cineva îi va oferi în viitor un preț mai mare decât cel pe care l-a plătit el în momentul achiziționării. Pentru a ilustra ceea ce înseamnă siguranța banilor investiți și un câștig adecvat, gândiți-vă de exemplu că vă hotărâți să cumpărați o fermă de grâu. Atunci când gândești din perspectiva unui investitor, în primul rând te vei interesa de prețul cu care se vinde grâul, ce venit respectiv profit au reușit fermierii să obțină în anii trecuți, care sunt costurile pentru administrarea și întreținerea fermei, cele de personal și cele pentru producerea grâului. Apoi vei vrea să știi de cât teren și de ce proprietăți imobiliare dispune ferma, ce unelte și mașinării folosește pentru producția grâului și în ce condiții se află acestea. În urma acestei examinări, vei putea estima valoarea fiecărui activ în parte. Literalmente, vei calcula valoarea terenurilor și proprietăților imobiliare, valoarea prezentă a mașinăriilor, valoarea grâului și circuitul financiar produs de fermă. Pe baza acestei analize, în combinație cu proiectarea veniturilor viitoare la valoarea lor prezentă, vei stabili un preț pe care ești dispus să-l plătești pentru achiziționarea fermei. Acest preț garantează siguranța banilor investiți și oferă un profit decent. Când gândești astfel, te poți considera un investitor. În schimb, dacă nu ești interesat de valoarea terenurilor și proprietăților imobiliare, de cantitatea de grâu produsă, de starea mașinăriilor folosite sau de costurile care vin odată cu administrarea și întreținerea ei și cumperi ferma la un preț nejustificat de mare cu gândul că cineva îți va plăti în viitor mai mult decât ai plătit tu pentru ea, ei bine, în acest caz speculezi. Este o șansă mare să-ți pierzi banii. Oricât de logic ar fi că trebuie să cumpere active doar în urma unei analize profunde, precum cea descrisă mai sus, majoritatea oamenilor când vine vorba despre a cumpăra acțiuni la bursă se bazează doar pe ceea ce le spune brokerul sau pe faptul că prețul acțiunilor a crescut în trecut și speră ca trendul acesta să continue și în viitor. Ei bine, cum poate fi considerat asta o investiție inteligentă? Nu ai analizat firma de la care cumpere acțiunile și te bazezi doar pe ceea ce spune brokerul, al cărui interes, nu mă înțelege greșit, este să tranzacționezi cât mai mult pentru ca el să-și tragă un comision cât mai mare, indiferent dacă tu faci profit sau nu. Te arunci astfel într-o groapă financiară din care cel mai probabil cu greu vei mai putea ieși. Nu uita niciodată că în spatele oricărei acțiuni se află o companie pe care dacă o analizezi atent și plătești un preț justificat, cel mai probabil vei extrage câștiguri rezonabile. Punctul 2 pentru care Graham este foarte cunoscut este marja de siguranță. Acest concept poate fi găsit în inginerie. Imaginează-ți un inginer care vrea să construiască un pod pentru a facilita trecerea unor camioane de 7 tone de pe un mal pe celălalt. Crezi că va construi el un pod care să susțină exact 7 tone? Ei bine, nu. Cel mai probabil, el va construi un pod care să susțină cel puțin 10 tone pentru a fi sigur că acesta poate rezista unei asemenea încărcături grele. O astfel de construcție îți oferă o marjă de siguranță de 3 tone. Același concept poate fi aplicat și la investiții. Gândiți-vă la analiza firmei din exemplul anterior. Să zicem că ajungem la concluzia că aceasta valorează în jur de 1 milion de dolari. Un investitor normal ar plăti acest preț pentru ea. Un investitor inteligent însă, precum îl descrie Graham, ar fi dispus să plătească un preț maxim de 700 de mii de dolari, care este cu 30% mai mic decât valoarea estimată de el. Această marjă contribuie la absorbția dezvoltărilor economice nefavorabile și a posibilelor greșeli de calcul în estimarea valorii activului. Poate mulți vor spune acum, dar cine îți va vinde ție la un preț atât de mic o companie sau orice alt activ? E bine, un exemplu sunt companiile precum Apple, care în 2008 s-au vândut la un preț mai mic decât lichiditățile lor. Cu alte cuvinte, chiar și în condițiile în care ai fi cumpărat părți din companii precum Apple, iar acestea ar fi dat faliment, ai fi fost în stare să faci profit dacă ai fi vândut tot ceea ce dețineau ele în acel moment și ai fi păstrat capitalul lor de lucru. E ca și cum aș pune 50 de lei într-un plic pe care aș fi dispus să ți-l vând cu 30 de lei. Ai fi neinspirat să nu accepți un astfel de târg.
Având asta în minte, gândește-te puțin ce oportunități extraordinare au existat în timpul crizei economice. Aceasta ne aduce la următorul punct și anume, piața oscilează constant de cele mai multe ori din motive iraționale. Aceste oscilații sunt cauzate în special de emoțiile oamenilor și de deciziile lor de a cumpăra și a vinde, bazate pe sentimente. Piața este astfel ca un pendul care se mișcă alternativ întotdeauna între optimismul nesustenabil, ceea ce face acțiunile să fie prea scumpe, și pesimismul nejustificat, ceea ce le face prea ieftine. Investitorul inteligent este o persoană realistă care cumpără de la pesimiști și le vinde optimiștilor. Pentru a ilustra acest concept, Benjamin Graham a folosit următoarea metaforă a lui Mr. Market. Cel din urmă descrie comportamentul irațional al oamenilor implicați în tranzacționarea acțiunilor la bursă. Datorită activităților lor, prețul acțiunilor oscilează. Mr. Market este uneori depresiv, ghidat de emoții. Dacă la știri aude că un nou produs urmează să fie lansat, acțiunile au atins un nou maxim istoric sau pronosticul economic este unul favorabil, sare entuziasmat, plin de speranță pe piață, fiind dispus să plătească orice preț exorbitant pentru a profita de trendul de creștere. Astfel, el nu intră pe piață doar într-un moment foarte riscant, dar acesta susține și trendul nejustificat, ajungându-se astfel de multe ori la o bulă speculativă, precum cea din anii 2000 sau 2008. Dacă dintr-o dată pronosticul se schimbă și apar știri negative despre o posibilă recesiune, Mr. Market se panichează și devine pesimist. El își aruncă acțiunile pe piață încercând să scape de ele, vânzându-le cu orice preț. Ca urmare, acțiunile cumpărate anterior cu un preț mare sunt vândute ulterior cu un preț mic. Investitorul inteligent nu participă într-un astfel de carusel emoțional. În funcție de valoarea estimată de el a companiei, cumpără ieftin pe timp de criză sau atunci când intervine un scandal la o companie, precum a fost cel de la Volkswagen în 2016, și vinde scump în momentul în care prețul acțiunilor este mult peste valoarea estimată de el în urma analizei. Astfel, el își mărește șansele dramatic de a face profit frumos, cumpărând și deținând părți din companii. Ultimul punct este calcularea profiturilor după inflație. Există un motiv primar pentru care investitorii ignoră importanța inflației, și anume ceea ce psihologii numesc iluzia banilor. Dacă obții un venit pozitiv de 2% într-un an în care inflația atinge 4%, aproape sigur te vei simți mai bine decât o vei face dacă rezultatul investițiilor tale va fi minus 2% pe parcursul unui an, când inflația este 0. Cu toate acestea, ambele schimbări vă lasă într-o poziție identică de minus 2%. Atâta timp cât schimbarea nominală sau absolută este pozitivă, o considerăm un lucru bun, chiar dacă rezultatul real după inflație este negativ. Deoarece inflația mănâncă venitul în secret, un investitor inteligent, precum spune Graham, va măsura întotdeauna succesul său în investiții nu doar prin ceea ce câștigă, ci cât de mult reușește să păstreze după inflație. Am revenit și vorbim în continuare despre frumusețe de la A la Z, o frumusețe care până la urmă se fabrică în laborator, da sau nu, Andreea? Cu siguranță se fabrică în laborator. Se fabrică. Se îmbunătățește, că se până îmbunătățește. La urmă nu mergem din cap până în picioare, nu pentru orice problemă care există sau nu există. Că până la urmă, cred că femeile mai au și un complex, da, de fapt e un complex fals cumva. Adică în mintea noastră avem senzația că ar trebui să modificăm foarte multe părți ale corpului nostru, însă în realitate poate nu e cazul. Vă confruntați des cu astfel de cliente? Da și nu. De obicei clientele noastre știu pentru ce vin la noi în clinică. Știu. Sunt foarte hotărâte. Sunt cliente vechi sau păstrat de-a lungul timpului? S-au păstrat de-a lungul timpului, uh-huh. Da. Legătura ta ca manager, ca antreprenor cu personalul, care este? Adică crezi că este, cum spuneam mai devreme, cea mai mare provocare să găsești oameni calificați și devotați meseriilor? Întotdeauna. Dacă nu am fi devotați și dacă nu ne-ar plăcea ceea ce facem, nu cred că am ajunge unde suntem. Nu se poate. Cu toți, în general. Uh-huh. Cum sunt recrutați medici și angajații de la MedBeauty Clinic? Noi de fel postăm anunțuri pe social media, adică nu apelăm la alte variante. Platforme de recrutare nu, sau așa mai nu departe. Nu avem firma noastră de HR. Nu. Noi pur și simplu facem noi personal. Uh-huh. Bun, vorbim despre frumusețea femeilor din România, dar împreună cu telespectatorii vreau să vedem exact ce au răspuns câteva femei interogate de colegii mei cu privire la intervențiile estetice, dacă ar apela la cele invazive sau non-invazive și ce anume și-ar face. Ați apela la operații estetice? Cred că la un moment dat, da, probabil că da. Depinde cum evoluezi sau, să zicem, schimbările prin care treci. Sincer, nu. Sunt mulțumită de felul în care arăt și nu cred că o operație estetică m-ar schimba.
în vreun fel sau altul. Nu am apelat și nici nu aș apela vreodată. Cred că trebuie să fii mulțumit de felul în care arăți, să te accepți așa cum ești. Ai apelat la operații estetice? Da, am o augmentare de buze. Și ce fel de metode ai ales? Injectare cu acid hialuronic. N-am apelat până acum și nici n-aș apela, sincer. Oricum se zice niciodată să nu spui niciodată, dar cred că operațiile estetice sau complexele care stau la baza apelării la o resursă de genul ăsta sunt mult mai profunde decât lucrurile care țin de aspectul fizic, da. Dar de ce nu? Probabil că pentru unele persoane au un efect superficial cel puțin. Am revenit și vorbim în continuare cu Andreea Băloi, manager general Med Beauty Clinic, o clinică pentru frumusețe, o clinică non-invazivă, fără, eu știu, urme tragice, fără bisturiu. Andreea, se spune că româncele sunt foarte frumoase, dar acum e mai greu de spus în 2019. De ce? Pentru că apelăm la tot felul de intervenții. Și atunci, dacă frumusețea nu mai e naturală, mai putem spune în continuare că româncele sunt frumoase? Cu siguranță, da. Cu siguranță putem spune că româncele sunt frumoase chiar și atunci când apelează la specialiști. La ajutor până la urmă. În general aveți și clienți străini, adică, nu știu, turismul medical vă ajută în această direcție? Sunt străini care vin în România la Valea Clinică? Avem și clientele străină, da. Multe cliente ne sună cu 2-3 săptămâni înainte să-și facă o programare la doamna doctor, la noi în mod special, pentru anumite intervenții. Sau sunt românce plecate la muncă în străinătate și se întorc în vacanța de vară? Avem și străine, avem și românce. Și atunci care este cea mai aglomerată, cea mai plină lună din an pentru voi? Cea mai aglomerată? Vai! Decembrie. 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 Dar de ce? Fiindcă este luna cadourilor. Este luna cadourilor sau ne dorim să intrăm în noul an perfecte? Cred că ambele variante. Ambele variante. Ambele variante. Ce înseamnă pentru tine frumusețea? Pentru tine în mod personal. În mod personal. Eu cred că frumusețea vine din interior. Deci dacă ne simțim, nu știu, frumoși la interior și avem încredere în noi, cu încredere și dacă suntem puri, ca să spun într-un mod diferit, cred că suntem frumoși și la exterior. Chiar și fără ajutorul specialistului. Deci ar trebui să apelăm doar în momentul în care chiar avem o problemă. O problemă vizibilă. O problemă vizibilă. O problemă mare, da. Părerea mea. Asta este părerea. Andreea Băloi, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența la Business la Superlativ. Și eu vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Flori Stoian și vă dau întâlnire joia viitoare la aceeași oră 19 aici la 7 TV. În continuare aveți emisiunea Sub lupă, moderată de Laurențiu Prună. Să aveți o seară frumoasă!